Bună fecioară și bine ai venit la etalarea ta astrologică pentru anul 2021. Îți reamintesc că este o etalare generală, așa că te voi ruga să iei de aici doar mesajele cu care rezonezi și să lași tot aici mesajele în care nu te regăsești, deoarece cu siguranță sunt pentru alte persoane. Etalarea va fi astrologică, adică vom extrage 12 cărți pentru fiecare casă astrologică și vom vorbi despre energiile generale din anul 2021. Să vedem pentru fecioarele noastre despre ce-i vorba. La baza pachetului avem valetul de monede, șapte de spade și regina de bâte. Aș spune că e un an în care poate o relație din viața dumneavoastră se va duce pe apa sâmbetei. Poate o persoană din viața dumneavoastră, ori dintr-o zodie de foc, leu, săgetător, berbec, vă va dezamăgi nițel. Cred că va fi nevoie să aveți foarte mare grijă pe zona banilor, de asemenea, nu știu, ori lucrați la cineva și nu vă va mulțumi din acest punct de vedere. Pentru alții dintre voi m-aș gândi că începeți să fiți ceva mai diplomați când vine vorba de zona profesională sau chiar când vine vorba de zona voastră personală. Și nu neapărat mai diplomați că nu ați fi, într-un sens în care pentru ceea ce voi simțiți, pentru pasiunile dumneavoastră, încercați să învârtiți lucrurile în așa fel încât să iasă cu bine pentru voi din punct de vedere financiar sau dacă vorbim de o relație, pur și simplu de a stabiliza relația. Alții dintre voi chiar e posibil să fiți în acest an ușor dezamăgiți de partener sau de parteneră datorită escapadelor lui sau escapadelor ei, iar pentru alții m-aș gândi că poate o prietenă sau o persoană apropiată vă va dezamăgi pe ceva anume, poate ceva legat de bani în acest an. La modul general vorbind, însă, să vedem pe fiecare casă astrologică ce ne așteaptă. Dar tot mă chinui să dau pixul acesta de aici, nu știu, o să-l lăsăm. Bun. Să începem cu prima casă. Pentru prima casă avem șapte de monede. Prima casă reprezintă influențele personale, personalitatea dumneavoastră și interesele la modul general. Cred că în acest an veți fi foarte puși pe așteptat, pe a sta deoparte și a privi cum cresc lucrurile pe care voi le-ați plantat cu ceva timp în urmă. E un an al așteptărilor, e un an în care fecioara are multă răbdare, e un an în care, de asemenea, poate vă veți concentra foarte mult pe zona banilor. V-am spus că există un mic mare blocaj acolo și văd că voi veți fi foarte atenți și foarte calculați aici. Oricum vă învârtiți banii, ori pur și simplu veți fi mult mai concentrați pe aici și acum. Veți fi mult mai prezenți în tot ceea ce trăiți voi în anul 2021. De asemenea, unele fecioare cred că se poate vor sta și vor aștepta să se întoarcă ceva din trecut, dar pentru mulți eu văd centrarea aici, în momentul prezent și parcă stați și așteptați să culegeți roadele, să mai crească câte o ciupercuță pe care ați plantat-o, ceva ce voi ați sădit acolo, în special pe zona profesională sau pur și simplu, iarăși vă văd în 2021 foarte detașați și detașați, prezenți aici, da, că am vorbit de faptul că veți fi prezenți, însă în același timp cumva veți privi lucrurile din exterior și veți analiza foarte mult în anul 2021. Trecem la casa a doua. Posesiuni personale, situație financiară. Exact despre ce vorbeam la începutul etalării. Cred că veți fi foarte stresați pe acest domeniu. Ori anumite posesiuni personale întârzie să apară, ori rodul muncii voastre întârzie să apară în acest an, vă văd destul de stresați. Poate și veți avea în zona profesională o situație mult mai stresantă. Poate veți avea probleme cu zona financiară. Poate așteptați să se concretizeze ceva anume.
pe zonă materială, iarăși. Poate chiar veți fi stresați cu ideea că eu ce dețin în această lume, da? Ca om. Vă uitați așa fizic, analizați, dar parcă ceva vă nemulțumește. Veți conștientiza că ceva vă nemulțumește. Hai să vedem despre ce e vorba mai departe. Trecem la casa a treia și aici avem un 3 de cupe, foarte frumos. Casa a treia reprezintă studii, frați, cunoștințe. Cred că veți petrece destul de mult în acest an și cred că vă veți face prieteni noi. Cu siguranță veți avea persoane dragi alături de dumneavoastră în acest an. Și poate chiar veți studia ceva legat de psihologia relațiilor sau, la modul general vorbind, despre oamenii care vă înconjoară. V-am spus că e un an în care stați și analizați foarte multe lucruri. De asemenea, casa a treia reprezintă și un mod de exprimare. Și m-aș gândi aici că veți fi foarte dornici de întâlniri cu prietenii, de ieșiri, de a vă distra. Pentru unii chiar, poate chiar intrați într-un trio sau poate aflați că sunteți într-unul sau poate veți fi tentați să faceți acest lucru. Și de asemenea, văd călătorii scurte cu prietenii, foarte multe și poate chiar la drum scurt să cunoașteți oameni noi, pentru unii dintre voi. Pentru alții, dacă sunteți singuri, să știți că e posibil să vă împrieteniți cu un cuplu și chiar să vă ajute să vedeți lucrurile ușor altfel în viață, la modul general vorbind. Trecem la casa a patra și aici avem un 4 de cupe, nu știu cum s-a nimerit la voi, 3-4, deci casa a patra e cu 4 de cupe. Casa a patra reprezintă mediul familial. Casa. Casa înseamnă locul în care voi puneți seara capul pe pernă. Ceva vă va nemulțumi în acest an. Și poate fi vorba chiar de faptul că sunteți destul de stresați aici și de aici pleacă totul, pentru că și acest 9 de spade și acest 4 de cupe nu are un suport exact fix pentru care să fiți supărați, pentru care să nu vă convină ceva anume. Dacă doriți să vă luați o casă sau să vă schimbați domiciliu în acest an, nu prea vă va conveni foarte mult ceea ce veți găsi și poate chiar unele fecioare nici nu vor reuși, da? Sau dacă reușiți, faceți voi, da, ok, m-am mutat la casa mea, am reușit, m-am stabilizat, dar parcă ceva nu-mi convine, parcă sunt cu gândul în altă parte. Pentru că v-am spus, aveți nevoie să vă împliniți din punct de vedere spiritual în acest an. A venit și pisica, la leu a venit motanul, la fecioară a venit pisica. Și de asemenea, cred că este un an în care aveți toate șansele să fiți ceva mai sentimentali. Poate chiar pe zona familiei. Poate parcă nu vă convine, că parcă nu primiți suficientă atenție din partea familiei, parcă nu primiți suficientă iubire. Dar, repet, asta este doar în mintea voastră. Trecem la casa a cincea și aici vorbim de plăceri, distracții, relații sentimentale, copii, creativitate și sex. Și mi-a ieșit îndrăgostiții. Foarte interesant. Eu spun că se pliază foarte bine pe casa a cincea, deoarece cred că este un an pentru fecioarele noastre în care veți fi foarte atrași de zona aceasta a relațiilor. Poate unele fecioare chiar se vor îndrăgosti în anul 2021. Tare, tare țin să cred acest lucru. Veți fi foarte puși pe distracții în același timp. Aveți toate șansele să cunoașteți sufletul pereche, cu toate că nu vă văd foarte mulțumiți din acest punct de vedere. Eu știu, poate nu reușiți să vă mutați cu acesta sau cu aceasta. Și tocmai din acest motiv lucrurile să nu vă convină. Mă pot gândi la multă sexualitate pentru fecioarele noastre, pentru anul 2021. Și cred că veți fi foarte creativi, v-am spus, pentru voi anul acesta cuvântul relație vă este refren, ca să spun așa. Poate aveți foarte multe lucruri de învățat când vine vorba de relații în anul 2021.
foarte multe lucruri de învățat, atât pe plan sexual, cât și pe plan de colaborare, da? La modul general vorbind, chiar când vine vorba de distracție, poate înțelegeți că partenerul mai are nevoie și de atenție, poate înțelegeți că partenerul mai are nevoie și de ieșiri și de distracții și nu numai de muncă, 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 da? La modul general vorbind, pentru că fecioarele se axează mult pe zona aceasta. Trecem la casa a șasea. Aici avem un 5 de monede. Casa a șasea reprezintă serviciu, loc de muncă, stare de sănătate. Și aici lucrurile nu sunt chiar atât de roz, în sensul că, v-am spus, vi se pregătește ceva în acest an, poate cineva nu vă dă banii la timp sau cineva vă amână cu banii, poate unele fecioare își pierd locul de muncă la un moment dat, pentru că, repet, e un an foarte intens pentru toată lumea, e un an cu foarte multe schimbări. Și de asemenea v-aș recomanda să aveți foarte mare grijă la starea voastră de sănătate, în special pe zona organelor pereche, aș spune eu. Deci mare atenție. De asemenea, mare atenție pe zona frigului în tot acest an. E un an cu încercări pentru fecioarele noastre, dar eu cred că va fi bun până la urmă. Hai să mai vedem. Trecem la casa a șaptea, casa parteneriatelor, casa asocierilor. Hai să vedem, avem un 5 de bâte. Ok, casa a șaptea, casa ouă, casa căsătoriei. Poate unele fecioare intră într-un trio în acest an sau poate efectiv aflați că mai este cineva în relația dumneavoastră. Și atunci nu vă convine, ceva dă cu virgulă, ceva nu vă face să vă simțiți bine. Posibil de asemenea să aveți parte de niște conflicte cu persoanele din jurul dumneavoastră pentru ceva anume, da? Poate chiar pe zonă profesională, poate chiar pe zonă personală și în special când vine vorba de ideile pe care dumneavoastră le aveți despre relații la modul general, despre viață. Ceva va scârți acolo în cursul anului 2021. Trecem la casa 8-a. Casa 8-a morții are nașterii a bogățiilor primite din alte surse decât cele obișnuite și de asemenea e o casă a cadourilor, este casa datoriilor, este casa morții în același timp și fiind cu regina de monede aici, eu v-am spus că lucrurile nu sunt chiar atât de negre pe cât par. Unele fecioare cred că vor primi o moștenire, acum la modul general vorbind, dar aceasta este cartea voastră, iar regina de monede îmi vorbește despre o stabilitate din punct de vedere financiar. Fiind pe casa 8-a, m-aș gândi că poate veți primi o moștenire, poate cineva din familie vă invită să faceți o activitate diferită, da? O activitate de familie. Poate voi puneți bazele chiar la o activitate de familie, însă vorbim de o stabilitate financiară pentru fecioara noastră. V-am spus că e un an interesant pentru voi, pentru că e un an în care e nevoie să învățați multe, în special în relațiile cu oamenii. Uitați casa a șaptea care îmi vorbește despre parteneriate, asocieri și relații la modul general, nu doar de relații personale. Revenind la regina de monede. Posibil unii chiar să primiți o moștenire, v-am spus, să primiți niște bani, niște surse cu totul neașteptate, dar oricum ar fi, e ceva peste noapte aici. E ceva peste noapte și poate chiar partenerul dumneavoastră sau persoana pe care o veți cunoaște va fi poate mai bine din punct de vedere financiar decât dumneavoastră și tocmai acest lucru vă poate ajuta și vă poate stabiliza. În ciuda faptului că voi pe plan profesional, poate nu veți avea un job stabil sau poate nu veți câștiga la fel de bine, da? Deci lucrurile se rezolvă. A, am simțit eu bine. Hai să vedem și casa noua, studii înalte, călătorii îndepărtate, relația cu spiritualitatea, asta e foarte interesant și de asemenea filozofia voastră de viață, divinul. Hai să vedem. Avem justiția, wow! Eu aici m-aș gândi din start la dreptate divină. Dreptatea divină cred că intervine pentru voi în acest an și va aduce schimbări destul de mari. În sensul că eu tare tind să cred că voi poate veți merge, veți studia ceva mai înalt, v-am spus, veți învăța ceva de zona relațiilor în acest an.
Vă văd destul de echilibrați, posibil chiar să intrați în contact cu o persoană dintr-o zodie de aer, gemeni, vărsător, balanță. Și e posibil să faceți călătorii îndepărtate când vine vorba de zona justiției, de zona instituțiilor publice și așa mai departe. Chiar zona actelor. Și cred că veți avea o relație spirituală extraordinară cu planul divin. Extraordinară și veți conștientiza și voi ideea aceasta de dreptate divină și veți conștientiza de ce se întâmplă toate aceste lucruri. Bun. Trecem la casa 10-a, unde avem faetonul. Faetonul care vorbește despre a fi dual. Însă, în primul rând, hai să vedem ce e cu casa a 10-a. Casa a 10-a reprezintă afaceri, profesie, șefi, protectori, societate și carieră. Tind să cred că veți fi foarte favorizați în acest an, din acest punct de vedere, în sensul că eu cred că veți reuși să îmbinați lucrurile, poate chiar zona personală, zona profesională. Și cred că veți avea parte de o persoană care vă va ajuta foarte mult pe toată această zonă. Cred că multe fecioare chiar vor lua efectiv taurul de coarne, cum s-ar spune, și vor porni la luptă. Vor porni la luptă, v-am spus, această idee de a înțelege dreptatea divină, această stabilitate pe care voi o dobândiți de nicăieri din punct de vedere financiar, vă va face efectiv alți oameni și poate această perioadă prin care voi veți trece și prin care vi se va demonstra că lucrurile vin și pleacă, nu știu, că poate voi aveți păreri greșite când vine vorba de relații, când vine vorba de a socializa cu alții. Poate aceste lucruri efectiv vă fac și mai puternici pentru a reuși să vă luați în sfârșit profesia în dinți, cum s-ar spune. Să luați în sfârșit, să îmbrățișați în sfârșit zona aceasta. Trecem la casa a 11-a și aici avem asul de spade. Casa a 11-a vorbește despre prieteni, despre speranțe, despre dorințe, vise, asociații și de ce nu companii. M-aș gândi că veți avea parte de prieteni noi. Cred că v-am mai spus acest lucru și la începutul etalorii. Asul de spade reprezintă noi începuturi. Poate persoane ceva mai raționale și cred că persoane care ori lucrează prin instituții publice, ori lucrează cu actele, sunt persoane calculate, ceva de genul acesta. Persoane care au un stil de viață destul de interesant, ar spune eu, și destul de stabil. Și sunt persoane care vor avea foarte multe influențe asupra dumneavoastră. Vă veți dori efectiv în acest an să luptați cu sabia, să scoateți sabia și să luptați acolo, să vă dobândiți coroana și cred că veți reuși acest lucru. Dacă vreți să slăbiți, reușiți iarăși în acest an, da? De asemenea, posibil chiar să vă asociați și sau să cunoașteți o persoană nouă, o persoană mai slăbuță, poate mai înaltă, mai rece, mai detașată, o persoană foarte mentală, aș spune eu. Trecem la casa 12-a. Asta e casa foarte, e o casă foarte interesantă. Și aici avem împăratul. Wow! Wow. Bun, casa 12-a vorbește despre inamici, despre obstacole, despre lucruri necunoscute, despre karmă și efectele cauzelor din trecut, ca să spun așa. Păi nu v-aș dori să aveți o inamic pe împăratul, dar unii dintre voi cred că veți suferi tot acest proces de aici, tocmai din cauza unor instituții publice sau din cauza statului, cumva niște decizii care se vor lua la nivel de stat, la nivel de România sau la nivel de statul în care dumneavoastră vă aflați, vă va afecta. Deci acesta va fi punctul care vă va impulsiona pe voi în toată această poveste de aici, cu schimbări, cu bani așteptați și cu luatul
taurului de coarne. Deci niște decizii care nu țin de dumneavoastră. Tare mult m-aș gândi, pentru că în 2021 chiar e un an foarte interesant la nivel mondial, vorbind. Dacă nu ați plătit niște impozite la timp sau dacă nu ați fost atât de corecți pe undeva anume, să știți că e posibil chiar să fiți defavorizați de la nivel, mă rog, de la nivelul unor instituții publice și așa mai departe. Dar dacă știți că ați fost corecți, oricum ar fi anumite decizii, vă vor influența destul de mult. Și aici v-aș recomanda să mergeți foarte mult pe zona aceasta a divinității, să mergeți foarte mult pe stabilitatea voastră, să nu vă agățați de lucruri materiale pe aici și să încercați să fiți ceva mai domoli când vine vorba de ciocnirea cu ceilalți, pentru că e posibil în acest an să aveți păreri total diferite față de oamenii din jurul dumneavoastră, în special când vine vorba pe zona relațiilor, poate chiar și relațiile acestea mai personale, aș putea să spun. Este un an interesant, hai să vedem și niște cărți din tarotul mitologic pentru fecioarele noastre, să vedem despre ce-i vorba aici. Vom extrage trei cărți, la modul general vorbind, pentru anul 2021. Hai să vedem. Avem una, două, trei. La baza pachetului avem judecata. Și 8 de cupe, v-am spus, ceva lăsați în urmă, dar e așa, peste noapte. Ceva lăsați în urmă și cred că reînviați la viață, dar acesta este Hermes sau Mercur, Mercur care vă guvernează pe voi. Deci, mare atenție iarăși pe zona comunicării. Insistăm, comunicare, relații, mentalitate. Și aici avem un 3 de băte, regina de cupe și 5 de cupe. Bun, se pare că dacă lucrurile vor da bir cu fugiții, da, cineva va da bir cu fugiții din viața voastră sau o anumită decizie va veni peste noapte și veți avea tentația că, sau tendința că totul e rău, că totul nu e bine, că s-a dărâmat tot, ei nu e așa, să știți că mai există acolo o fărâmă de speranță și uitați că și cărțile îmi vorbesc despre dumneavoastră că reușiți să ajungeți la un cu totul alt nivel în acest an, poate mult mai înțelegătoare, poate mult mai spirituale, mult mai blânde și poate mult mai exteriorizate din punct de vedere emoțional, aș putea spune. Și de asemenea, cred că reușiți să dobândiți ceva ce-i de drept al vostru, da, până la urmă. Reușiți, cu toate că în prima instanță vi se ia, Dumnezeu sau Divinitatea, Universul vă arată că există ceva mult mai bun de atât. Eu v-am pupat fecioarele mele și vă doresc un an 2021 în care să aveți parte de un drum lin, în care să încercați să vedeți și semnele din spatele lucrurilor care vi se întâmplă, să încercați să priviți ca o imagine de ansamblu. E adevărat că vă veți simți poate nițel blocați, însă stați acolo și urmăriți lucrurile, dar nu vă agățați prea mult din ele. Voi stați ca și spectatori și lucrurile vor fi de la sine în viața dumneavoastră în anul 2021. V-am pupat!